fost o viață alături de Rapid, chiar vă gândeați că nu vă aduceți aminte de o astfel de serie incredibilă, de rezultate negative? Niciodată. Pot să vă spun că am lucrat cu foarte mulți antrenori la Rapid, cu Hizo, Cârțu, Reghetatu, Manea, domnul Lucescu, Iordănescu, Pezeiro, Bergodi. Nimeni niciodată nu s-au pierdut 4 meciuri consecutive după ce bați FCSB-ul 4-0. Că în ultima etapă din campionatul regulat, deci vii și bați 4-0 și după aceea ceva este în neregulă. Nu pot să-mi dau seama. Rapidul n-a avut niciodată o serie atât de neagră, mai ales că noi am jucat foarte mult timp în cupele europene. Și nu pot să-mi explic că Bergodi era antrenor când jucam în Germania, cu Frankfurt, cu alte echipe. Deci nu pot să-mi explic ce s-a putut întâmpla, că sunt aceiași jucători. Mari schimbări n-a făcut în formație, dar au condus 1-0 la Craiova și au pierdut. Deci ceva în superioritate numerică. Adică niște lucruri pe care n-ai cum să le explici. Același staff, aceiași jucători și 4 meciuri pierdute în momentul în care aveai șansă foarte mare că ajunsesem la 4 puncte. Cum vedeți această teorie că unii jucători ar fi fost supărați pe Bergodi și poate că l-au lucrat? Nu cred așa ceva. Nu cred, pentru că interesul jucătorilor e în primul rând să se claseze, să joace într-o cupă europeană, să-și ia primele de joc. Deci nu, este mult prea departe o asemenea mentalitate care cred eu că jucătorii la ora actuală își văd interesul lor, mai ales că o asemenea participare în cupe europene îți dă șansa să faci un contract afară. Acolo ești văzut altfel. Ai altă șansă și pentru campionatul european. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu pot să cred că un jucător s-ar putea gândi la așa ceva. Nu. Refuz. E punctul meu de vedere. Am trecut prin multe în fotbal și am văzut multe. De la Eterna Cooperativa până la nu știu ce, noi la noi și voi la voi. Deci, din punctul ăsta de vedere, știu ce înseamnă, dar de data asta nu mai cred. Nu mai cred că se poate întâmpla așa ceva. Domnule Rusu, se întâmplă lucruri, putem să le spunem chiar istorice, și în fotbalul de la noi și în fotbalul de la dumneavoastră de acolo din Germania. Aici, după 9 ani de așteptare, FCSB devine din nou campioană. Cred că chiar și rapidistul Grigore Sighitiu este de acord N-am cu acest cum să lucru. Nu recunosc. Pe de altă parte, la dumneavoastră, 11 ani de supremație a lui Bayern München este oprită și pentru prima oară în istorie Bayer Leverkusen devine campioană în Germania. Da, totul are o limită în viață și această regulă se respectă și în Germania, n-avem ce să facem. Și apropo de ce spunea domnul Sighitiu, stimate invitat, vreau să vă spun că și la case mai mari decât la Rapid, cu scuzele de rigoare, s-au întâmplat eșecuri mai mult de 4 etape și vă dau câteva cu rezultate negative. Bayern München, de aceea și pierdut campionatul după un serial întreg de rezultate și evoluții neconcludente. Și aici s-a pus discuția dacă jucătorii, vestiarul, îl lucrează pe Thomas Tuchel. În realitate, nu. Nimeni nu poate să explice evoluția inconstantă a echipei Bayern München, care, domnule Sighitiu, este astăzi în semifinalele Ligii Campionilor. Am văzut meciul. Ați văzut meciul. A doua casă mare, Borussia Dortmund, a avut un serial incredibil de lung de rezultate neconcludente. E pe locul 5 și se bate acum ca să ocupe locul 4, care asigură participarea în Liga Campionilor, ediția 2024-25. Nimeni nu-și explică strălucirea și explozia de acum 3 zile de la Dortmund, când au bătut pe Atletico Madrid, de o manieră formidabilă. Da? Vă dau altă casă mare. De-aseară, West Ham United, de vreo 18 întâlniri, nu confirmă, și vorbim de o echipă mare londoneză, cu acționari listată la bursă, cu sponsori, adică cu tradiție formidabilă, ciocănarii. Și iată că a fost eliminată. Și știți care e partea interesantă? Că a dominat o repriză pe Bayer Leverkusen copios și în repriza a doua s-au stins. Cum s-au stins? Nu pot să-mi dau seama, nu-și explică nimeni, nici măcar ei. Deci iată că ce se întâmplă la Rapid este ceva uzual. Și vreau să iarăși să punem în context internațional, chiar și românesc. Credeți dumneavoastră, eu vin din tenis, credeți dumneavoastră că credea cineva că echipa României va întoarce un 0-2 în Cupa Federației cu Ucraina? Uitați că s-a întâmplat.
Deci, de-aia e frumos sportul, pentru că niciodată nu anticipăm rezultatele. Și așa avem și la Dortmund, așa avem și la Bayern. Gândiți-vă că în fotbal am fi avut domnului Mironaș cu o șansă, trei echipe spaniole în semifinalele Ligii Campionilor. Ce scuze, doar o mică corectură, Mironică. Da, trebuie Mironica, să dați un miel, că vine Paștele. Mironaș era pe vremuri când Mironica, era Grigore Sighetiu președinte la Bistrița. Mironaș a fost un fotbalist. Da, exact, da. Da, așa. Deci uitați că și e bine că se întâmplă așa ceva, e bine că nu sunt trei echipe spaniole, sunt două germane, este o franceză și... Au ieșit ambele englezești. A, da, da. Și, City și Arsenal au ieșit afară. Da, și Real Madrid. Și vă dați seama ce va fi aici la München pe 30 mai sau pe 30 aprilie sau 1 mai, când vine Real Madrid pe Allianz Arena, acolo unde vor juca și tricolorii noștri peste câteva săptămâni pe care îi așteptăm. Și acum profit de prezența domnului Sighetiu, mare cunoscător și cu experiență în fotbal, ca să vă dau un exemplu pe care eu nu-l înțeleg. Deci, este vorba de Drăgușin. Domnule Mironică, nu-l înțeleg pe impresarul lui Drăgușin, care l-a dus la Londra, la Tottenham, în loc să-l aducă la München, unde juca sfert de final în Liga Campionilor și acum juca semifinal în Liga Campionilor. Și nu-l înțeleg pe impresarul lui Drăgușin din două motive. Odată, era mai bine plătit la Bayern München, salariul era mai mare, iar pe de altă parte, prognoza, dezvoltarea sportivă, profesională era mult mai mare, pentru că joci în Liga Campionilor. Ce argumente a avut ca să-l convingă pe Drăgușin să se ducă la Tottenham, care e pe locul 5 și nu mi-e clar, eu nu cred în calificare că va trece peste Aston Villa, care e pe locul 4. Deci, uitați, așa le punem în context și avem ce dezbate. Acum, la vedere, la ce putem noi estima așa la vedere, că or fi fost nu știu ce comisioane, chestiuni ascunse, pe astea nu le știm. Dar, la vedere, ei cred că au judecat în felul următor. Au zis, mă, la Tottenham avem șanse mai mari să jucăm cu Mickey van de Ven și cu Romero decât la Bayern München, care avea niște apărători teoretic mai greu de scos din primul 11, pentru că cu Upamecano Bayern ieșise campioană în precedentele două sezoane, iar în cazul lui Kim In-jae, el venea ca din postura de cel mai bun apărător din seria. Și probabil s-au gândit că la Tottenham au mai multe șanse să joace, adică Radu Drăgușin are mai multe șanse să joace. Asta e ce e la vedere, că o fi fost și o poveste de când comisioanele astea nu mai știu. De la bun început trebuie să vă spun că a apărut aici în presa mulțienez, eu vă spun pe argumente, pe probe, că propunerile pe care le-a făcut Bayern München lui Drăgușin era ca să fie și titular. Una la mână, Bayern München are de 7 luni de zile probleme cu fundașii central. Upamecano este un figurant. Ca să vorbim acum în termeni fotbalistici. Un figurant pentru etalonul internațional. Vorbim de etalonul Bayern München. Vorbim de etalonul Real Madrid. Una la mână. După aceea l-au adus pe englezul Dyer de la Tottenham. Ca să vă dați seama. Vine Drăgușin la Tottenham, Dyer pleacă de la Tottenham din linia defensivă și vine la Bayern. Și mai avem și un olandez de Leicht, care și acesta a făcut multă figurație pentru cele 70 de milioane pe care le-a plătit Bayern Juventusului, ca să vină aici. Și mai avem unul care, într-adevăr, e pe lista de plecare, Joshua Kimmich, care este fundaș lateral, care și juca și fundaș central sau mijlocaș la închidere. Deci vă dați seama ce șanse avea Cornel Drăgușin, acest băiat tânăr, să vină aici la Bayern München. Și trec acum în partea cealaltă, iarăși se vede că fotbaliștii români au încredere și n-au sfătuitori buni. Sorry, îmi pare rău, dar asta e concluzia. Iar cu Florinel Coman, cum e posibil ca la 25 de ani să te duci în Qatar, să te îngrope acolo, când vine campionatul european de fotbal, scena deschisă, unde vin cei mai buni, impresar, scoută tot ce vrei și unde poți să te duci la un club occidental. Deci cine l-a sfătuit atât de rău ca la 25 de ani? În timp ce Luka Modric, domnule Sighetiu, care are 37-38 de ani, joacă la Real Madrid și domnule Mironica anul trecut a primit din Golf, de la Saudiți, un contract uluitor. Peste 50 de milioane de euro pe an, cu taxă fiscală zero. Și știți ce a făcut? A rămas pentru 10 milioane de euro la Real Madrid, ca să joace fotbal.
Da, pledoaria dumneavoastră e foarte, foarte bună și foarte interesantă și sigur că e dezamăgitor să auzi că în cazul lui Florinel Coman, de exemplu, au existat informații că ar putea ajunge la Stuttgart sau la Borussia Mönchengladbach și până la urmă să auzim de Florinel Coman, Qatar. Așa este, a fost pe listă la Stuttgart, la Borussia Mönchengladbach era pe listă cu Kingsley Coman, dar acolo era o discuție, poate, vedem, în funcție de rezultate. Dar la Stuttgart era pe listă să fie adus, pentru că un atacant central titular pleacă în această vară, la 30 iunie, și atunci aveau nevoie și Florinel Coman venea într-o lume selectă. Da? Stuttgart, care este astăzi pe locul 3, să bate cu Bayern pentru locul 2. Deci vă dați seama la ce șansă a dat acest fotbalist și se duce la Doha. Ce să facă? Cu cine joacă acolo? Da, vom vedea cum vor evolua lucrurile, dar într-adevăr ar fi dezamăgitor dacă s-ar întâmpla așa. Pe de altă parte, sunt oameni care spun că salariul e important, de parcă în Germania nu câștigi niște bani dacă te duci la echipe bune. Da, deci dacă vedem în ansamblu jucătorii noștri care joacă în străinătate, parcă au început să le fie frică să joace în campionate puternice. Eu am prins perioada cu generația de aur când Răducioiu juca la Milan, Gică Popescu, Hagi jucau la Barcelona, nu mai vorbesc, Lupescu juca în Germania, Dornel Mutanu în Germania. Deci, erau jucători care, într-adevăr, acceptau o concurență și un nivel competițional foarte, foarte înalt. La ora actuală, de câțiva ani de zile, jucătorii noștri nu mai joacă nici în campionate sub primele 5 din Europa. Și atunci, pe semne că această psihoză i-a făcut ca să fie foarte prudenți. Cred că Drăgoșin s-a dus la Tottenham, pentru că la Tottenham a fost Ilie Dumitrescu, a fost Gică Popescu, deci Vlad Chiricheș. Deci, într-un fel, pe semne că cineva i-a spus, ai mai multe șanse aici. El, dacă se ducea, și apreciez foarte mult modul în care ne explică domnul Rusu că la Bayern ar fi avut cu totul altă clasă. Una e Bayern și alta e Tottenham. Deci, din punctul ăsta de vedere, trebuie să îți asumi un risc și poți să te afirmi într-un club de nivelul lui Bayern, care noi n-am avut niciodată un jucător ofertat de către Bayern. De aceea și mie mi se pare o gândire de profesionist și o gândire care n-a putut să evalueze că șansa ca să fii chiar rezervă la Bayern, dar să ai șansă să joci la Bayern, e cu tot o altă clasă decât să te duci să joci la Tottenham, care, iată, să luptă să prindă o echipă în cupe europene. Deci, da, din punctul ăsta de vedere, îi dau dreptate că s-a gândit într-o manieră pitică privind performanța. Da. Domnul Sighitiu, aveți perfectă dreptate și constat de foarte mult timp. Știți care sunt două bariere pe care le au în general sportivii români, dar în special fotbaliștii. Frica, da, de concurență, și sărăcia. Corect. La bani. Acolo se duce la bani pentru că câștigă banii mai ușor în Qatar decât îi câștigă, bineînțeles, în campionatul. Eu nu înțeleg, și mai ales că el este reprezentat de către firma lui Becali. De ce să te grăbești să pleci înainte de turneul final? Pentru că întotdeauna, dacă el este în lotul național... Acum lucrurile nu sunt clare. El, Adrian Ilie spunea că îl duce în Bundesliga, deci nu are o exclusivitate, să zicem, cu firma. Categoric. Dar domne, dacă vrei ca într-adevăr să prinzi o echipă de top, o prinzi după, dacă echipa joacă bine și el joacă foarte bine la turneul final. Și atunci are cu totul altă... Da. Cum ar fi ca el să semneze acum în Qatar, să aibă o evoluție foarte bună la turneul final și tu să te duci în Qatar? Da.